Doamnelor și domnilor, sunt Andreea Țigănesca și vorbim astăzi despre marele scandal de la Costești. Avem exclusivitate exclusivă, adică decât numai la noi. De unde sunteți mâncați așa? De la ProTV. Moment. Așa. ProTV acum, după care avem cu domnul Medelin la canal, urmează Simona Blondă de la Abces și de seara merge la un show caragios, cum îi zicei. Bă, stai așa că nu e într-adevăr. La mine apare mai întâi la Măruță și după aia la Teo la canal meu. N-are cum, pentru că întâi am luat banii de la ProTV. Vă rog să ne spuneți de la ce a pornit tot scandalul, dar nu vă grăbiți și fiți entuziaști. Cum să fim? Păi noi suntem țigani. Entuziaști? Adică să ne țiganim, mă. Eu sunt regele țiganilor din Costești, Stărescu. Am și coroană. Iar eu sunt regele Dorin Cioabă, fratele la fratele meu, regele celălalt, care a rămas acasă să păzește tronul, să nu se urcă careva și să nu tragă apa. Și cine s-a însurat? În feciorul meu, regetul Dănuț. Ia vino, mă, cu-o. Ce e, tată? Ce e, tată, majestate, că scârpesc vă două de zboară corona peste mărșuțel? Ce e, tată, majestate? De ce te-ai însurat, bă, puradele, care deja era însurat și cu doi purade? Uitați-l la nevastă ta, e aceea, contraventină! Unde umbli, mă, Dănuțe, mă? Că-ți moare puradea acasă de foame! Am fost să mă însor, fa. Cum să te însor, bă, sărița răchii, care deja era decât însurat? Dar tu ce te băgăm în casa școlă, tă, că-ți dau cu sceptru ăsta în cap? Nu te băga! Ce cu ce cu mine stăm, hă? Ce-ai făcut azi noapte? Că erai cu mine și te trezeai fresh în fiecare dimineață. Ți-ar somnul de frumusețe da să-ți fie. Dar să vezi mireasa ce obosită e, falămâiță. Ia vino, fac cu asta, te televizească ăștia la televizor. Ia uite. Asta e bigoție sau cum îi zice care are două neveste? Mă, ca să nu te mai băga. Una face mie moștenitor la tron și una e patru de extracție. Ei, că poate îmi scoate ochii la să extracția ta. Ce te bași tu, vrei să gheara acum? Nici de la travertita, da? Haide să vă arăt adevărata mirație. Ia treci, fa, în pace. Treci acolo, așa, ia uite. Ia uite frumusețe de fată. Cu ea am stat toată noaptea. E Vasilica, idealul în viață, femeia cu mustață. Știe pocă și ține și la băutură. Ia uite. Ia uite frumusețe. Patru cu cinci, nouă. Patru cu cinci. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Oh, my God. Afghanistan! Ai pierdut Afghanistan! Oh, my God. Pierdut tău, Joe? Yes, Mr. President, yeah. Unu, doi, trei, patru, one, two. Yes, Letonia. Da, ce este aici? Ce este? Letonia. Ce? Letonia este sub influența rușilor. Oh, my du-te God. Du-te tu două poziții mai jos în Finland. Finland, oh, yeah. One, two. Ce ghinion teribil. Noroc, avem scutul antirachetă de la Deveselul, Mr. President. Nu te baza pe ăla, că ajung rușii în două ori acolo cu tot cu tankuri. Oh, my God. Yeah. Excuse me, Mr. President. Mr. Vice President. Yes. Vă caută un domn Ponta. Zice că vine din România și are întâlnire azi. Ponta? Ponta. Nu e marinarul ăla cu băutura? Cum îi zice? Ceaucecu. Ceaucecu. No, Ceaucecu a fost împușcat. Celălalt care n-a fost împușcat încă... Yes. Iliescu. No, Mr. Ponta este premierul României. Ponta. Premierul României. Ponta mi se pare cunoscut. Au, Leo, e ăla cu plagiatul. Ia-și cărțile astea de aici, ascunde-le, că ăsta dacă intră, copiază tot. Are dreptate. Îl primiți dumneavoastră, Mr. Doamne President. Doamne ferește, eu trebuie să merg la basket cu băieții. Tu ce faci? Eu sunt foarte, foarte ocupat. Am ce-am drag în program. Nimic, domnule vicepreședinte. Foarte bine, îl primești tu. O să-ți povestească cum e capitala României, Budapest. Bye. Bye. Bye, good luck. Good luck. Good luck, Mr. President. Yes. Come here. Oh, domnul președinte, avea dreptate Nenanelu cu vorba aia, că n-are cum America să aibă președinte negru sau vorba aia, ca și cum Anglia ar fi condusă de un bărbat. Come in. Yeah, yes. Domnul vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden, domnul prim-ministru al României, Victor Viorel Ponta. Viorel! Viorel is like in melodia lui Queen. Viorele! Viorele! Da, da, da.
Ce? Acesta nu este cartea noastră de impresii de la Casa Albă, mister? I'll take that. Îmi cer scuze, dar eu am luat-o cu un prumut ca să notez câteva fraze care mie mi-au plăcut foarte, foarte mult. Luați loc? Da. Luați loc. Thank you very much. Yes. Eu pe acolo am venit. Da, Eu o să traduc. Da, da, sir. Viorele, what's up? Holiday in Miami again. N-aveți ce face și vă plimbați aiurea prin America? Nu. Deci eu, eu am venit în vizită oficială. He came to Disneyland. To Disneyland, yeah. Yep, he's back home with them. He looks like Mickey Mouse a lot. Yes. Ne bucurăm mult. A venit și domnul Crin Antonescu? Nu. Domnul Crin Antonescu a rămas în România și lucrează la noua Constituție. Constitution, you know? Oh, no. He couldn't wake him up. He almost missed the flight. Oh, good. I hope they are done with the coup d'etat rubbish. Sperăm într-o extindere a investițiilor americane în România. Oh, yeah. Mulțumesc frumos. Avem o problemă, Duduie. Deci la noi acolo, în satul Pungești, băieții de acolo nu vor să se prăbușească cu satul pentru exploatarea șevrelor. Mă înțelegeți? Adică e... He said that if anyone makes trouble again in Pungești, he will beat the crap out of them. That's good, as we get a lot of commission from there. America apără drepturile omului. Oh, thank you. Yes. Thank you very much. Ce vreau vă să întreb ceva pe domnul? Aș vrea să vă întreb, domnul președinte, Mr. President, dacă la anul pot fi eu președinte. Unde? Aici? Nu, la noi în România. România. Okay. Mr. Ponta is asking if he can get president, even if their helpers, Voiculescu and Dragnea, are going to jail. He's more funny than Mickey Mouse. Ce a zis? Că aveți șanse foarte mari. Oh, thank you. More funny. Yeah. Salut. Domnul președinte e aici, că trebuia să mergem la un meci de basket. Wow, Big Ghiță, idolul meu, Doamne. Băi, Ghiță, îți mai aduci aminte când am jucat basket împreună? Ce tare, vicepreședintele l-a adus pe Mickey Mouse. Ghiță, pot face o poză cu tine? Sigur. Ia uite ce mic a ajuns. Seamănă cu Boc înainte să plece.